Nu avem dreptul să uităm, este mesajul pe care istoricul Marin Pop de la Muzeul Județean de Istorie și Arte Zalău îl transmite și în acest an, la 8 decenii distanță de ziua oribilului masacru ce a avut loc în localitatea sălăjeană Treznia. Istoricul sălăjean a vorbit pentru Sălăjeanul TV despre contextul istoric al acelor vremuri. Vara anului 1940 a fost cea mai neagră din istoria României, fiindcă în urma ultimatului sovietic am pierdut prima dată Basarabia și Bucovina. De fapt a fost o tranzacție între cei doi mari dictatori criminali, Hitler și Stalin. A avut loc un an înainte, la 23 august 1939, cunoscut în istorie ca Pactul Ribbentrop-Molotov. Apoi, între România și Bulgaria, care a revindicat cadrilaterul, s-a produs un schimb de populație la 7 septembrie 1940, iar la 30 august 1940, la hotelul Belvedere din Viena, se semna așa zisul arbitraj de la Viena, fapt un odios dictat prin care Ardealul de Nord a fost cedat Ungariei hortiste de către România. Deși în articolul 2 al textului arbitrajului se prevedea o perioadă de 15 zile pentru că armata română să se poată retrage, iată că la 8 septembrie deja trupele hortiste sunt în Zalău și aici li s-a organizat un banchet, o petrecere și tot aici se spune că s-a pus la cale și masacrul de la Treznia care a avut loc a doua zi. Prezent la eveniment, groful Francis Boy a avut o întâlnire secretă cu comandantul batalionului, cu locotenent colonel Acoșii, care avea stabilită direcția Zalău-Cluj, Plac-Mărna, trebuia să ajungă la Cluj și l-a rugat să se abată puțin din drum și să îi disciplineze pe românii din Treznia care au îndrăznit să-și construiască locuințe pe fostului pământ expropriat prin reforma din 21. Echipele batalionului hortist au intrat în curțile locuitorilor români sau evrei, au ucis cu bestialitate copii, femei, bătrâni și au dat foc caselor. Dimineața zilei de 9 septembrie, în localitatea Treznea, își făcea apariția câțiva bicicliști care întrebau dacă acolo este localitatea Treznea. Ei au intrat, câțiva dintre ei, au intrat la preotul reformat, s-au întâlnit și cu trei localnici și se pare că acolo au pus la cale oribilul masacru. Ieșind după 2 ore de la preotul reformat, unul dintre locuitorii de etnie maghiară le-a indicat anumite case care mai târziu au fost arse și proprietarii masacrați. Cei doi bicicliști au intrat într-o pădure de salcând spre Zalău și s-au auzit focuri de armă. S-a tras asupra convoiului care venea asupra batalionului. Soldații au răspuns și a început teribilul masacru. Echipe de ucigași au intrat în curțile oamenilor, au ucis femei, copii, bătrâni și au dat foc caselor. Printre cei uciși s-a numărat și preotul Traian Costea, fiica sa, spunând mai târziu că avea găsit doar picioarele nearse ale trupului său. Aproape 200 de supraviețuitori au fost salvați de la moarte de un bătrân general maghiar, mai spune Marin Pop. În urma acestor echipe de ucigași au venit alte echipe care i-au strâns pe cei rămași în viață la părâul Morii, aproape 200 de locuitori din Treznea, care urmau să fie și ei asasinați. Din fericire a ajuns în sat și un bătrân general al armatei maghiare care l-a mustrat astfel pe locotenentul Acoșii, spunând că aceasta va rămâne, cum pot să fie un pericol sau cum acești moșnei, spunea el, aceste femei și acești copii din brațele mamelor au putut ataca armata și că aceasta va fi o rușine care va rămâne scrisă pe obrazul armatei maghiare.
Marea majoritate a criminalilor au reușit să fugă cu armata de ocupație hortistă, fiind judecați în contumacie în martie 1946 de către Tribunalul Poporului din Cluj. Românii nu au fost lăsați nici să strângă morții, au fost înmormântați într-o groapă comună, iar noi, generația noastră și cei care vor veni după noi, avem datoria morală, în primul rând, de a cunoaște adevărul istoric, pentru ca el să nu mai fie posibil a se repeta. De asemenea, să cinstim așa cum se cuvine memoria acestor martiri, 86 de martiri, 79 români, 7 evrei, și să mergem când putem, măcar o dată pe an, cum este ziua de astăzi, la Trăznea, să punem o floare și să spunem o rugăciune ca Dumnezeu să ierte, să odihnească în pace. La ceremonia de la Trăznea a fost prezent și academicianul Octavian Lazar Cosma, fost președinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, fiu al dascălilor Lazar și Aurelia Cosma, asasinați mișelește în acel septembrie însângerat.